M-am bucurat de fratele care ne-a descris frumos ce înseamnă să te sprijinești pe ceva care este putere. Este putere. Noi măsurăm mașinile noastre în cai putere, motoarele noastre. Dar cine a putut să măsoare vreodată puterea Duhului? N-a putut să o măsoare nimeni. Este infinit. Este glorioasă. A participat la Genesa și va participa la Apocalipsa la sfârșit și la începutul veșniciilor, când și noi vom intra în ele, măriți să fie Domnul. După 100 de ani, spunem noi românii, ea vine de 2000 de ani, m-am gândit stând pe bancă cam cum ar arăta un om de 100 de ani. Unul din duhovnicii mei, în viață mi-am ales duhovnici și bine am făcut. Ca păstor am avut nevoie să îi spun cuiva păsul, greșeala, păcatul. Bineînțeles, noi ne rugăm, cerem iertare Domnului, dar Biblia spune, mărturisiți-vă unii altora păcatele. Și mi-am ales oameni, păstori, bătrâni, și a spus, te voi suna, mă voi întâlni cu tine, te rog să mă asculți, vreau să vorbesc cu tine. Și am găsit oameni foarte cum se cade, care m-au ascultat, m-au mustrat, m-au sprijinit. Cel mai aspru a fost cu mine un frate păstor de la Baptiști. Și poate mă întrebați de ce ai ales duhovnic de la Baptiști? Am ales că fratele spunea că ei au șlefuit tare bine legea. Specialiști în lege. Noi penticostale câteodată o luăm cu Duhul și călcăm linia, știi, de circulație. Și a spus, să fii un om care să știe să-mi aplice legea, să-mi dea tichet, să spună stop. Și am ales un păstor din Georgia, Atlanta. A fost prieten cu el multă vreme. Dar spre bătrânețea lui, l-am ales și ne-a spus, fratele Pit Popovici, îl sunam, aveam o nelămurire, aveam o problemă, ce zici? Țin minte că l-am sunat odată cu privire la divorț și a spus, cum faci dumneata, cum aprobi divorțul? Și el zice, dar tu cum ai făcut? Păi eu te-am sunat să te întreb cum faci dumneata. El zice, nu, dar cum ai făcut tu până acum? Ce ai făcut? Păi i-am spus, uite așa, dar unde ai dovada asta în Biblie? Păi de cum eu am scris aici? Dacă cineva a făcut, dar citește-mi și îi citesc. Și el îmi spune, bă, tu nu știi să citești. Frate Pit, s-am citit exact cum e scris, dar eu m-am oprit la un punct și mai era încă o frază. Deci mai citește o dată și mai citesc o dată și eu iară mă opresc la ce-a spus Domnul. Și a doua frază nu mai. Și zice, mai citește o dată, până când ai să înveți să citești. Și am citit. No, aici e secretul. Acum nu vă spun ca să nu zică careva, dar revin din nou, omul ăsta a ajuns până la 100 de ani. Era ghebos, asta vreau să vă spun. Obosit, zbârcit. Și acum, stând pe bancă, m-am gândit, cam așa arată biserica pentecostală română după 100 de ani? Mă gândeam în mintea mea cam cum arată. Dom'le, și-a venit un dirijor aici, unde e, pe acolo cineva, și-a pornit băieții ăștia și m-am uitat la dirijor. Mă zic că nu-i tânăr ăsta. Și când a început să dirigeze, zic, mă, să n-atingă microfonul. Se întâmplă, ceva, dar stornă pupitru. Și e acolo. Și parcă prindea pe aia de acolo și îi pornea pe ăștia. M-am uitat la ei roșie la față, suflau. Oh! Vreau să vă spun ceva. Biserica arată ca fanfara care o cânta cântarea aia, care erau să răstorne tot. Cam așa arată biserica lui Dumnezeu.
Niciodată Dumnezeu n-a pierdut bătălii și biserica niciodată n-a fost înfrântă. Faptele apostolilor e pornirea aceasta care Dumnezeu a dat-o atunci și ea crește din putere în putere, să știți. Au încercat împărați, domnii, stăpâniri să baricadeze mersul acestei biserici. Și vreau să vă spun că n-au reușit niciunul. N-am fost înșcolați, n-am fost lideri, nu știu cum. Au fost oameni simpli la început, pescari. Ce poate ști un pescar? Ce teologie are ăla? Dar știut un lucru, aur și argint n-am. Știu să prind pește, dar am ceva cu mine. În numele Domnului Iisus de Nazaret, îți poruncesc, scoală-te și umblă. Se uitau oamenii, cine sunt oamenii aceștia? De unde au venit? Unde au studiat? Ce cultură au? Au umblat cu Iisus. Oricine care umblă cu Iisus va crește din putere în putere. Nu vom fi niște bătrâni pe perniceți, ci vom fi lei tineri care ne vom avânta în luptă, căci înaintea noastră este Hristos.